Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. În acest clip o să discutăm despre... Am primit foarte multe întrebări de ce până în prezent nu am postat despre motociclete și în special despre cross. De ce tocmai acum? De întrebări. Motivul pentru care nu am postat a fost pentru că nu am avut de-a face cu acest sport. Adică am apucat foarte de curând de acest sport. Totul s-a întâmplat de curând când filmam un clip cu un ATV, clipul postat cu ATV-ul de 200 de centimetri cubi, cel cumpărat la noi un an în urmă. Atunci să spun că mi-am descoperit pasiunea pentru cross, pentru enduro mai exact. După cum știți, lucrez în acest domeniu de foarte mult timp. Am stat în preajma motocicletelor. De reparat am reparat la motociclete de toate tipurile, dar de fiecare dată când, să zicem, era vorba de testat, de probat, de regulă ori proba clientul, ori un alt coleg. Eu foarte rar s-a întâmplat să mă urc pe o motocicletă să merg cu ea. Nu numai din cauza că nu am avut permis până în prezent pentru motociclete, dar și, v-am spus, din lipsa experienței. Automat, degeaba știi teoretic dacă nu știi practic, dacă nu ai mers efectiv pe o motocicletă. Și de aceea nu am avut foarte mari interacțiuni cu motocicletele. Dar nu am mers pe ele efectiv. De ce? Motivul principal a fost de teamă. Am avut ceva experiențe neplăcute cu ferii în trafic. Deci șoferi foarte indisciplinați la noi în România. Acum, în ultima perioadă, s-au mai cizelat și ei au început să respecte motocicliștii, să ofere prioritate, dar în urmă cu 10 ani, să zicem, nu prea vedeai acest lucru. Foarte rar ți acordau prioritate, de multe ori pe drumurile de viteză, să spunem, în afara localităților, în special, tirurile și mașinile mari, dubele și așa mai departe, te împingeau cât mai mult către șanț, nu era respectat în trafic. Și din acest motiv nu am fost atras de motociclete. Cât privește off-road-ul, ceea ce îmi place mie, nu eram convins că este foarte greu, că este foarte dificil să conduci o motocicletă pe off-road. Eram ferm convins că e greu pe stradă, dar pe off-road. Și atunci când am făcut acel clip, mi s-a părut că prietenul meu merge foarte ușor față de mine cu ATV-ul. Mi s-a părut că el pur și simplu este o joacă față de mine, unde fiind și terenul mai accidentat și tot felul de dâre de urme de mașini și șanțuri făcute de apă și așa mai departe, el se strecura foarte ușor. Și atunci am zis să încerc și eu. I-am cerut motocicleta, am mers și eu puțin și am văzut că este foarte, foarte ușor. Atunci m-am decis să-mi cumpăr și eu motocicletă. Să încerc. Am 90 de kg. Toată lumea a spus nu, 125 minim ca să poți să poată să te ducă. Eu am vrut ceva care să pot să conduc cu B-ul, ca să, cu AM-ul mai exact, adică având categoria B, ai și categoria AM, așa, și să învăț să merg pe off-road, să pot să merg și un pic pe stradă, ca apoi să pot să dau de permis și să trec la ceva mai mare. Așa am achiziționat această Yamaha DT50, care puține modificări, adică are un set motor mărit de 90 de centimetri cub. Evacuarea este 125 centimetri cub. O ajută puțin, dar totuși este micuță, într-adevăr. Dar nu vă spun pe unde a urcat această motocicletă. Deci nici nu-mi imaginam că se poate să urce o motocicletă așa de, cu un motor așa de mic.
Ea fiind destul de mare, are roți normale 21 cu 18, așa, și cu 90 de kg pe ea, adică eu, plus echipamentul. Deci probabil 100 și de kilograme pe ea. O să vă trimit, o să vă atașez niște videoclipuri să vedem cam pe unde am putut să urc cu ea. De ce m-am decis să postez și să împărtășesc și cu voi aceste lucruri? Pe timp am dat de permis, am obținut categoria A, am trecut la ceva mai mare. Este vorba de un KTM 250 în 4 timpi. Yamaha este în 2 timpi. O să discutăm și despre avantajele și dezavantajele. Deci am ales aceasta să fie în 4 timpi. Revenind la subiect, de ce am decis să împărtășesc și cu voi aceste lucruri? Fiind începător, eu merg pe motocicletă ca pe măgar, să spunem. Deci nu am niciun fel de deprindere, niciun abilități, să spunem. Dar vreau să învăț. Vreau să învăț și o să vreau să învățăm împreună cam ce este necesar pentru acest sport, cam ce trebuie făcut la o motocicletă ca să o pregătești pentru tine. O să facem mai multe videouri în care să învățăm împreună, repet, deci nu sunt eu un expert nici pe departe, dar vom învăța împreună cum să mergem corect, care este poziția corectă, ce trebuie să avem grijă la motocicletă, ce trebuie servisat la motocicletă și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri o să le facem împreună și o să pornim de la zero. De aceea am decis să fac aceste videouri, pentru că foarte mulți mi-ați pus diverse întrebări legate de aceste tipuri de motociclete. Este puțin mai diferit față de stradă, unde motocicleta de stradă nu are chiar așa de multe setări de făcut. Aici o să vedeți că sunt foarte importante multe setări, inclusiv suspensia, inclusiv rapoartele de la pinioane și așa mai departe. La această Yamaha, ca să o ajut foarte mult și să poată să mă ducă, i-am pus un pinion cel mai mare pe care l-am găsit pe spate. Pe față, unul foarte mic. Am mers și pe 10 și pe 11 dinți. 10 era cam prea mic, sătura aproape în gol. 11 l-am găsit ca fiind ok. Și de acolo am schimbat raportul transmisiei, astfel încât o să vedeți cam pe unde a putut să urce această motocicletă. Sunt multe lucruri de învățat, sunt multe lucruri care le mai am și eu de învățat. Și zic că cel mai ok ar fi să le facem împreună. O să automat o să îmi dați și voi sfaturi, o să mă îndrumați și voi. Și eu mai departe o să încerc să învăț cât mai mulți dintre voi ceea ce am prins și eu. O să discutăm despre tipurile de abordare a acestui sport, despre enduro, pentru că și aici sunt mai multe tipuri, mai multe categorii, mai multe așa mai departe. Eu clar mă încadrez în cel mai soft nivel. Mie nici nu-mi place foarte mult hard enduro, nu mă pasionează foarte tare. În schimb, nu se știe de-a lungul timpului unde o să ajungem. Dar îmi place foarte mult să merg, să văd locuri noi, să văd locuri unde nu poți să ajungi cu, sau ajungi foarte greu la pas, pentru că automat cu motocicleta, spre deosebire de bicicletă, să zicem, unde faci 5 km într-o oră pe teren accidentat, cu motocicleta în aceleași condiții probabil parcurgi în 10 minute. O să punem câteva filmulețe de-a lungul timpului cu această Yamaha. Să vedeți, cum ziceam, pe unde a urcat, ce peisaje frumoase am văzut de când am început acest sport. Este destul de greu, mai ales atunci când nu știi, necesită foarte multă condiție fizică, să zicem, te lupți cu ea.
automat odată cu experiența și cu tehnica, acest lucru se diminuează. Adică una este să tragi de coarne și alta este să ghidezi motocicleta din șold, din picioare. Exact cum vă spuneam, o să vedeți despre ce e vorba pe parcursul timpului. Și haideți să urmărim împreună câteva clipuri. Pentru nu ieși foarte lung clipul, am decis să facem în două părți. Încheiem acest video în momentul acesta și vom pune următorul clip cu filmulețele cu această bijuterie, această motocicletă de 50, bine, 90 să fim realiști, așa, cu un animal de 90 de kg plus echipament plus rucsac. Să vedeți cam pe unde m-a dus ea și am descoperit, am foarte, foarte multe amintiri frumoase cu ea. Oricum, vă mulțumim pentru vizionare, sper să urmăriți și celălalt clip, clipul cu filmulețele cu ea. Și nu uitați să comentați, comentariile voastre ne ajută să ne dăm seama cam ce ați vrea să vedeți. Și like, să ne dați și nou un like și abonare la canal pentru a putea continua. Mulțumim!